Am apucat să astup și fereastra asta aici, pentru că nu avem niciun rost, mai am alta pe peretele exterior. Asta dădea urât pe hol. Nu mai am scos tocul, o să zidesc cu beceauri în toc și o să dau niște șuruburi. O să țină destul de bine. Iar apoi o să montez termopanele. Aici pe holul acesta am un beci, o pivniță. Din aceea cauză nu am renunțat la hol, că puteam să măresc camera. Intrarea se face prin casă, pentru că virgulă casa e veche din 60, cred, și atunci se făcea cu intrare prin casă pentru a nu avea acces hoții. Adeziv de la Ceresit cu puțin glet ca să devină mai unturoasă și să o fie repede. Toate retușurile, am făcut și glafurile sus. Să vedea urât, rămăsese neterminat. Am terminat și aici de tencuit pereastra asta. Și acum pot să mă apuc de montaj. Dreptat absolut totul. Tot. Iar acum merge de minune când voi monta ferestrele și ușa. Am făcut și glaful ăsta aici. Am lăsat și luft. Acum vedem la montaj cât de repede o să meargă. Aici giurgiuvelele. Aici am avut o problemă sus pentru că acoperișul e puțin strâmb și am vrut eu să fac o șmecherie, dar nu mi-a ieșit. Mi se părea că colțul de acolo, colțul e ridicat puțin la acoperiș și nu aveam aceeași dimensiune deasupra geamului lui.
și am vrut să ridic puțin geamurile, dar nu a mers, a trebuit totul să pun la boloboc. Acum, după ce fixez și ușa în șuruburi, o să îi bat și sticla și pe urmă o să dau spumă. Și sticla la amândouă ferestrele. Mâine urmează să calez și ușa aceasta. Nu mai stau în seara asta că e puțin migală și mă prinde întunericul. Așa a ieșit. Nu știu dacă mai am filmat când am făcut montajul, pentru că m-am grăbit, mă prinde seara. Așa se închide destul de bine. După ce o să-i pun sticla, vedem cum merge. Și mâine vedem ce mai facem. Am montat și sticla. Am reglat ușa. Se armează trăgând de mâner în sus. Este în regulă. M-a cam migălit, nu prea se montează chiar așa de ușor acest profil. Am ales modelul acesta. Acum urmează să plachez, să trag led pe aici, dar trebuie să las câteva zile ca să se usuce bine pereții. Altfel nu pot, pentru că nu se șlefuiește gletul cum trebuie aici, să nu apară umezeală între polistiren și perete. Cam atât în acest episod. Din păcate nu am putut să dau mai multe amănunte la montajul termopanelor, pentru că am fost foarte ocupat. Și am uitat să filmez, dar pe viitor o să vă arăt
câteva detalii. Până data viitoare, numai bine și nu uitați, dacă vă place acest canal, să vă abonați, să lăsați un comentariu, un like și toate cele bune. La revedere!